Ucraina vrea să ne impună să recunoaștem Rusia drept sponsor al terorismului. Premierul ucrainean ne-a cerut ajutorul cu ocazia deschiderii unui nou punct de frontieră la Vicovu de Sus. O asemenea cerere însă, care nu a fost acceptată nici măcar de Statele Unite, ar însemna o rupere totală a legăturilor cu Federația Rusă. Deși se afla lângă omologul său ucrainean, premierul Nicolae Ciucă nu a scos niciun cuvânt despre solicitarea Kievului. Deși România a ajutat Ucraina încă de la începutul războiului, pretențiile Kievului la adresa noastră sunt din ce în ce mai mari. Premierul ucrainean Denis Șmihal ne cere să recunoaștem Rusia drept sponsor al terorismului. România ne susține foarte activ în lupta împotriva agresorului. România susține ideea formării unui tribunal internațional. România ne susține pe parcursul nostru spre viitor. Am fi foarte recunoscători părții române dacă ar recunoaște la nivel oficial Rusia ca stat sponsor al terorismului și ne-ar susține la inițiativa noastră de a exclude Rusia din OCEAN. O astfel de inițiativă din partea României ar presupune încetarea de facto a oricărei relații diplomatice, economice și politice cu Federația Rusă. De altfel, demersul a fost respins de mai multe state occidentale, inclusiv de SUA. Premierul Nicolae Ciucă nu a făcut niciun comentariu despre solicitarea ucrainenilor și s-a mulțumit să vorbească despre importanța deschiderii punctului de frontieră Vicovu de Sus. Este primul punct de frontieră care se deschide după mulți ani, se redeschide după mulți ani între țările noastre și nu este doar un punct de trecere a frontierei între România și Ucraina, ci este un punct de trecere a frontierei între Ucraina și Uniunea Europeană. În aceste momente deosebite prin care trece Ucraina, momente tragice odată cu declanșarea agresiunii Federației Ruse, avem nevoie ca împreună să dăm dovadă de solidaritate și unitate.